Marți, o echipă mixtă de polițiști ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și specialiști ai Gărzii Forestiere Suceava, sprijiniți de o grupă de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat un control la o societate comercială din Suceava, administrată de un localnic de 46 de ani, privind legalitatea achiziției, deținerii și comercializării pomilor de Crăciun. Autoritățile statului au confiscat 381 de brazi și au amendat cele două societăți comerciale implicate în tranzacție cu amenzi de 5.000 de lei. Polițiștii atrag atenția cu privire la respectarea legislației în domeniul silvic și le solicită cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și spirit civic și să sesizeze de îndată poliția atunci când iau la cunoștință despre acte ilicite în ceea ce privește exploatarea, transportul, depozitarea sau comercializarea de material lemnos de orice natură, în special a brazilor de Crăciun. În ceea ce îi privește pe comercianții care doresc să se îmbogățească de pe urma acestor activități de sezon, polițiștii informează că aceste controle vor continua și se vor intensifica, astfel încât tăierea, transportul și comercializarea materialului lemnos, în special a brazilor de Crăciun, să se desfășoare în deplină legalitate.